La primăria Vaslui a avut loc o interesantă conferință de presă, susținută de primarul municipiului Vasile Pavel, dar și de colaboratorii domniei sale, care conduc sectoare importante de activitate în instituția vasluiană. Subiectele abordate de edilul numărul 1 al orașului au fost extrem de importante. S-a discutat despre stadiul investițiilor, despre ce va aduce viitorul apropiat și mai îndepărtat vasluienilor în plan edilitar-gospodăresc, despre sport și alte activități desfășurate de executivul primăriei Vaslui. Dar să vă lăsăm să urmăriți în cele ce urmează spusele primarului de Vaslui Vasile Pavel, dar și ale domnilor Dragoș Cazacu, viceprimarul municipiului Vaslui, Eduard Lăcătușu, secretarul Consiliului Local Vaslui și Eugen Boț, directorul economic al primăriei Vaslui. Bine ați venit la primăria Vaslui și vă mulțumesc că ați răspuns afirmativ invitații noastre pentru a vă informa despre activitatea din municipiul nostru, despre activitatea primăriei, despre problemele cu care ne confruntăm în această perioadă, despre măsurile care intenționăm să le luăm, astfel încât anul 2018 să reușim să-l închidem conform prevederilor bugetare statuate prin hotărârea Consiliului Local. Cum este și firesc, am să fac o prezentare a realizării bugetului și venituri și cheltuieli la 8 luni, a problematicii care a stat în atenția noastră în cele 8 luni și, sigur, viitorul următoarelor 4 luni cu privire la buget și, nu în ultimul rând, pregătirea lui 2019, pentru că sunt etape, sunt proceduri care trebuie să realizate din trimestrul 4, astfel încât 1 ianuarie să ne găsească cu ele pregătite pentru a le efectua în 2019. La 8 luni, bugetul inițial a fost realizat la partea de venituri în procent de 70, deci la 104 milioane de lei buget total, am realizat 70 de milioane într-un procent de 67%, 67, aproape 68%. Eu consider și sigur că am făcut o analiză cu domnul director economic că este un procent foarte bun de realizarea pe zona veniturilor, dar îmi cer scuze, poate prima dată trebuia să prezint colegii mei care sunt aici de față, domnul viceprimar Dragoș Cazacu, domnul secretar al OAT-ului, domnul Lăcătușu Eduard și domnul director economic Boțeu Gea, care sigur vor răspunde la întrebări, vor face prezentările pe domeniile respective. Revin la venituri, așadar, 67, aproape 68% la 8 luni, un procent destul de bun de încasare, ceea ce denotă că ne-am încadrat și ne încadrăm în programul anului 2018. Dacă merg un pic mai în amănunt și spun despre veniturile locale, da, din impozite, taxe locale, la aproape 69, deci un pic mai mult față de totalul general, iar cotele defalcate, aproximativ tot pe zona respectivă, cote defalcate însemnând încasarea din TVA și din impozitul pe venit, ceea ce vine de la bugetul consolidat al statului și care finanțează bugetul local. Ne-am încadrat în trendul pe care l-am avut, am încasat și încasăm destul de bine, lucrăm și lucrează colegii din zona financiară corespunzător pentru aceste venituri, pentru că aceste venituri să intre în bugetul local. Sigur că urmează partea a doua, zona de cheltuieli a acestor bani, încotro și care este ponderea lor în diverse activități. La zona de cheltuială, după cum știți, două sunt direcțiile clare, zona de funcționare și zona de dezvoltare. Pentru zona de funcționare am realizat un procent de 54%, spun la fel un procent destul de bun pe cheltuielile de funcționare și aceste sume s-au dus în principal, așa cum este și titulatura, pentru a funcționa.
Cine anume? În primul rând, instituția primarului, da? Funcționare, finanțare, tot ce înseamnă autoritate publică locală. Salarii, cheltuieli materiale, tot ce înseamnă. Înseamnă finanțarea celorlalte direcții. Direcția socială, direcția poliția locală, Târgu și Oboare. Înseamnă finanțarea școlilor. Înseamnă finanțarea obiectivelor de mediu. Salubrizare în spații verzi. Înseamnă finanțarea obiectivelor de reparații străzi. Înseamnă finanțarea obiectivelor de mobilier urban de completare. Deci tot ce ține de acest capitol s-a dus corespunzător spre zona respectivă, astfel încât programul aprobat inițial pe cheltuieli de funcționare să poată fi realizat. Mergem și mai departe și ne îndreptăm spre zona de dezvoltare. Din păcate, zona de dezvoltare, cheltuiala pe zona de așa, nu este la nivelul prognozat, este un procent mult mai mic de realizarea acestor cheltuieli. Deci, dacă discut despre zona de dezvoltare, la 8 luni de zile, procentul este de 16%. Deci vedeți dumneavoastră că e un procent foarte mic. Și o să explic și cauza. În primul rând, nu este o evidențiere 100% corectă în această situație, întrucât situațiile din luna august, sau efectiv lucrările efectuate în luna august, se decontează în septembrie. Ele au fost realizate în august, dar ele se depun, se verifică și procentul va crește dacă îl luăm în considerare după decontarea situațiilor de lucrări pe lucrările din luna august. Ori luna august pentru constructori a fost o lună destul de plină, cu timp favorabil și sigur vor veni situații de lucrări măcar la nivelul propus și transmis către noi de către constructori. Dar, scriptic, la 30 august, cheltuielile de dezvoltare sunt de 16%. Sigur că am să explicitez un pic mai mult aceste chestiuni, că, din nefericire, avem o problemă aici. Și problema ține, poate, și din partea noastră, dar, din păcate, sunt și niște cauze obiective care duc la aceste nerealizări. Că cel mai corect așa lucru erau ca și cheltuielile de dezvoltare să fie aproape de procentul de venituri pe dezvoltare într-o zonă echilibrată. În primul rând, și dumneavoastră ați sesizat și toată lumea și în orice discuție, slaba, și vă spun cu toată responsabilitatea, slaba capacitatea constructorilor să-și realizeze la timp contractele încheiate. Din diverse motive. E un obiectiv care ne va crea în continuare mari probleme tuturor și nu numai municipiul Vaslui, vreau să spun acest lucru, că se simte această chestiune la întreaga țară. Am discutat și la nivel central și regional acest lucru al capacității constructorilor să-și ducă programele la termen funcție de contractele asumate. O altă cauză pe lângă constructori, să știți că intrăm în zona și a celor care pregătesc proiectele, respectiv a proiectanților supra-solicitați în această perioadă cu proiecte pe diferite axe, pe diferite surse de finanțare și efectiv duc la întârzierea elaborării documentațiilor, la răspunsul pe documentație în timp util, un element care concură la această chestiune. Și nu în ultimul rând, legislația cu privire la achiziția publică a obiectivelor, pentru că încă sunt multe proceduri, s-au făcut modificări în ultima perioadă pe legea achizițiilor publice, dar încă nu suficiente și
o parte din aceste investiții, de fapt, ele se derulează după legislația veche, n-au intrat sub incidența celei noi, asta însemnând contestații la decizii luate de comisiile de achiziții, înseamnă judecată, înseamnă răspuns de la instituțiile centralizate care au răspundere în acest domeniu. Toate aceste elemente duc la aceste întârzieri în realizarea programului de investiții. Noi, la nivelul municipiului Vaslui, după cum știți, a fost aprobat, avem un program destul de amplu de investiții. Investițiile încadrându-se pe trei categorii. Sunt investiții în pregătire, da? Într-un anumit stadiu și o să vă informez la timpul respectiv cu cele în pregătire. Sunt investiții în derulare și investiții în monitorizare. Dacă mă refer aici la nerealizările cele mai mari, vin pe zona de investiții în curs de realizare. Acolo este... Și aici am restanță și sunt mari restanță la aproape toate investițiile care sunt în derulare în acest an. Și investiții în derulare le cunoașteți, dar eu le repet. Pornesc de la 13 decembrie cu cele două investiții, sistematizarea verticală și zona Teoclinic, două proiecte care mergem din ce în ce mai greu. Am avut comandamente aproape săptămânale cu constructori, cu proiectanți, dar sper ca în acest an să rezolv zona 13. Vin spre zona centru, am canalizarea de la zona centrală și apa, un proiect, și sistematizarea pe verticală, un al doilea proiect, la fel cu întârzieri în realizare a obiectivelor respective, cu forță care nu reușesc să încadreze în graficele de lucru. Am întârzieri pe zona cartierului Avram Iancu cu privire la asfaltare și ce mai e să închei cartierul respectiv. Am întârzieri la șarpantele de la cele două licee, două școli, obiective, Racoviță și școala 7, întârzieri în execuții, deși obligatoriu să duc cu întârzieri la plată, la deconturi. Am întârzieri pe zona bazarului, deci obiectiv pornit în lucru acum două luni, o lună jumătate, două luni, și sunt deja să încep să acumuleze restanță în execuții corespunzător și în sursele financiare. Iată că așadar aproape la toate obiectivele sunt restanță. Sigur că le cuantificăm, dar nu este suficient. Credeți-ne că permanent ținem legătura cu constructorii. V-am spus, săptămânal avem comandamente. Sunt discuții, minute încheiate, promisiuni, dar din păcate rezultatele sunt din ce în ce mai greu de acceptat, pentru că nu încălzești cu nimic minuta, ci pe minim m-ar încălzi respectarea graficilor de execuții, pentru că cel mai important lucru, am finanțarea, am sursele financiare pregătite pentru asemenea lucrări. Ori merg pe principiul și noastră, sunt convins că îl înțelegeți perfect, că ce poți face azi, nu lăsa pe mâine. Mă va prinde cu bani necheltuiți la finalul anului, excedentul se duce nu știu unde, și atunci o să spună, bă, bine, bine, dar ce faci? Păi nu știu. E o chestiune destul de delicată în această zi. Cauzele, v-am spus, cel puțin trei, dar probabil că mai sunt și altele. Vom vedea. Repet, problema restanțelor în zona de construcții și a constructorilor nu este o problemă de Vaslui și vă rog să vă... Dar sunt convins, cunoașteți acest lucru, în întreaga țară. S-a lansat un program amplu de investiții, s-au blocat pe anumite zone, iar constructorii sunt din ce în ce mai puțin. De fapt, ei aclamând în permanență lipsa forței de muncă calificată pentru asemenea lucrări pe care le au de executat. Am în același timp, v-am spus, în pregătire
lucrări în diferite stadii. Am pornit ieri, și nu pot să spun că este în grafic, am pornit ieri pista de skateboard. S-a dat amplasamentul, a pornit lucrarea, să sperăm că se va derula corespunzător programului pe care l-am întocmit. Am o serie de proiecte și programe care sunt în diferite stadii. Dacă în ultima perioadă și am văzut că ne-am întâlnit cu diverse ocazii, ne-am întâlnit și m-ați văzut poate un pic stresat sau m-ați văzut pur și simplu din munca pe care o desfășurăm acum noi pentru aceste proiecte. Am o responsabilitate enormă pentru ca aceste proiecte să le derulez în timp. Ele sunt cu finanțare europeană. Valoarea lor se ridică la aproximativ 40 de milioane de euro. 30 pe porucă pe care îl avem cu cele 9 proiecte, studii de fezabilitate pe care acum lucrăm împreună cu proiectanță. Am proiectele pe POCU, pe programul operațional pentru creșterea capacității, da? Iarăși o parte în derulare, o parte în pregătire. Am proiecte pe transfrontalier cu cahulul depus la BRCTE, am probleme pe Urbact, am probleme pe iluminat public în pregătire acum, proiectul care se lucrează cu consultanță, am proiectul pe tot pe POCU cu dotarea primăriei cu echipamente de calcul, este un proiect tot pe POCU, în derulare îl vom depune cât de repede, cu arhivare electronică, cu calculatoare, cu managementul documentelor. Deci, credeți-ne că lucrăm și preocuparea noastră de bază e pe aceste proiecte să fim în termene cu acestea, să le depunem, să putem să le finanțăm. Aceasta este bătălia noastră pentru trimestrul 4 și pentru, sigur, în monitorizarea lor, execuții și așa mai departe, pentru etapa următoare. Deci, lucrăm, suntem alături de proiectanți, suntem alături de consultanți, suntem alături de cei care, de colegii noștri care au responsabilități în această direcție. Sigur că, pe lângă aceste proiecte, în sfârșit, am la orizont și pot da date certe despre un proiect pe care îl așteptați și îl așteptăm cu noi toții, e cel proiect referitor la dezvoltarea alimentării cu apă, proiect regional și proiect care pe data de 19 în această sală va fi semnat contractul de execuție. Deci o să fiți anunțați în timp util, am stabilit data semnării contractului cu firma care a câștigat, pornește la drum acel proiect care se referă la rețelele de apă și canal, vă voi da elementele clare atunci. Este desemnată firma câștigătoare, se întocmesc ultimele formalități, a fost data stabilită de către Aguavas pentru semnarea contractului, în această sală pe data de 19 va fi semnat și va porni în lucru. Și un al doilea proiect care se află în licitație publică și sper că tot septembrie, dacă nu cel târziu în luna octombrie, va fi cel cu privire la desecarea secuia Vasluiesc, așa, deci respectiv tronsonul din zona gării a noastră, între podul de fier și să rezolvăm cu balta, cu zona din gară care ne-a creat, este în derulare la Apele Românii Iași, la direcția chestia lor. Discuția de acum 2 săptămâni cu directorul e aproape de final, licitația, ne va comunica e la orizont și cred că vom avea o dată certă și pentru acest obiectiv să întregească de fapt zona de proiecte pentru finalul anului și sigur mergând pentru anul următor. Deci această perioadă deci este foarte densă în pregătire, în documentații, în paralel, așa cum vă spuneam, cu execuția programului care, din păcate, are problemele corespunzătoare. Cred că încă mai
poate luna septembrie, că se anunță vreme bună, poate în octombrie pe lucrări, mai pot recupera din ceea ce n-au realizat în perioada de vară, în perioada de primăvară, constructorii. Dar slabi speranță să fim. Eu insist, i-am atenționat, am făcut toate demersurile legale în sensul respectiv. Cei care nu-și duc proiectele la final vor intra în penalizări conform contractelor, deci nu discutăm decât un cadru legal pe care trebuie să-l urmărim în realizarea acestui program. Dacă trec un pic mai departe sau poate trebuia să fac referiri cu privire la un singur capitol din care este mult mai vizibil, la un singur capitol din zona de funcționare și îmi cer scuze că așa, cel referitor la reparația străzilor. Este o zonă în care, sigur, avem în derulare cu constructorul o serie de lucrări. Ați văzut, s-a decapat prin oraș, se va completa. Avem câteva zone unde se pregătește turnarea de asfalt și avem câteva zone care vor intra în etapa următoare. Acum, luni, se va intra pe strada Republicii, se va asfalta strada Republicii din Crucea Gării tot și se termină podul astăzi, mâine și se asfaltează. Marți, când se va termina Republicii sau în momentul când se va termina strada Republicii, se vor întoarce spre zona Prezan, Walter Mărăcinean 138, îmi termină zona respectivă, după care sper să toarne și să găsesc colaborarea pe Avramian, cu uzura pe Avramian, cu pe zona respectivă, să termin cartierul, și după care se vor îndrepta spre zona podul înalt, deci se duce în zona agroalimentară, să-mi termine și decapajul, să-mi termine și lucrările pe pasarela de la CFRC, să termine zona. În paralel cu lucrările de acolo, vor începe o altă zonă. O altă zonă însemnând strada Frunzelor, de la Banca Comercială, parcarea de la Banca Comercială. Ați văzut, fac gard acolo, am făcut strada, deci parcarea de acolo, strada Dobrogeanu-Gherea, judecătorie, cu ieșire aici, tot cartierul ăsta, care e cartier central, care este foarte, foarte circulat și care trebuie să... Și sigur va merge în continuare spre zona Filaturii, cartierul Filaturii, în spate la zona Filaturii, ultimele blocuri de acolo, în atenție, deci etapele pe care le-am stabilit pe zona de reparații. Și în paralel, sigur, plombările pe diferite zone, eu sper că acest program să fie respectat, am stabilit ieri cu constructorul și și-a dat ok-ul pe el. Sigur că activitatea noastră nu este numai cu privire la ce se dezvoltă, cum se dezvoltă, ce se finanțează, este și activitate curentă și aici, în cele 9 luni de zile, noi am desfășurat. Dacă mă leg, aici o să spună și colegii mei mai mult, eu fac doar referiri la zona administrativă sau problematica domnului secretar, s-au ținut ședințele Consiliului Local lună de lună, s-a intervenit cu problematică care rezolvă activitatea de zi cu zi a executivului, s-au supus dezbaterii problemele, am găsit înțelegere și analiză corectă și concretă a Consiliului Local, s-a dat girul și noi putem lucra. Așa se va proceda și în continuare. Sigur că avem o problemă la fel în atenția noastră, e cea cu privire la direcția socială, este o direcție foarte importantă din cadrul municipiului nostru, unde, sigur, avem în atenție acele persoane care sunt beneficiare a unor prevederi legale și aici am explicat și explic de fiecare dată și o să vorbească mai mult domnul vice, că sunt foarte multe reproșuri și la ultima întâlnire cu oamenii de afaceri, cu domnul ministru Jianu, că unii așa spun că nu mai dăm ajutoare sociale. Nu. Noi respectăm prevederile legale, deci nu dă primarul niciun leu, ci prevederea legală este cea care eu trebuie să aplic prevederea legală corespunzătoare. O să vă explic și o să vedeți că la Vaslui este un număr foarte mic de asistați sociali și sigur că respectivii își iau drepturile conform legii. Nu am ce să
spun eu, nu fac protecție socială, ba din contra, într-o lipsă acută a forței de muncă, aici erau discuțiile, că noi le dăm ajutoare și nu merg la muncă. Deci este o direcție foarte importantă și care sigur o să spună domnul. Mergem pe zonele celelalte cu privire la activitatea culturală, care este o activitate destul de importantă și care în acest an, ca obișnuință, au fost foarte multe manifestări și vor urma câteva la fel, cu un ecou foarte mare în rândul cetățenilor și nu numai, a municipiului Vaslui și nu numai. Mă refer la Festivalul Constantin Tănase, care e pregătit, da? Și 1 decembrie, centenarul Unirii, sunt două momente de referință pe care le pregătim așa cum am pregătit și eu sunt mulțumit cum a fost desfășurate cele 4 zile ale culturii vasluiene cu manifestările, acțiunile și mișcarea care a fost, sper cel puțin la același nivel. Repet, aici o să mai facem mai multe referiri. Informez pe dumneavoastră că pentru festivitățile organizate de centenar, Ministerul Culturii ne-a transmis suma de 85.000 de lei pe care s-o cheltuim pentru aceste manifestări. Ea se află într-un cont special, are anumite direcții de utilizare, anumite perioade de raportare a cheltuielii. Vom respecta întru totul prevederile acestei alocări financiare. Da, sigur că un capitol important și nu este ușor sau nu mi-a venit ușor să iau o decizie și mi-am asumat-o. Este acea decizie cu privire la pornirea activității CSM-ului. Spun acest lucru pentru că au fost discuții pro și contra, le știți foarte bine. Au fost tot felul de acuze și încă mai sunt. Sunt un om responsabil, am făcut-o această chestiune într-o bună știință și o bună informare și din mai multe am ales și am decis să pornim. Și am pornit. Am pornit cu handbalul, am pornit cu fotbalul și pornesc cu atletismul. Și pornesc cu celelalte ramuri, dar fiți conștienți că nu pot de la o zi la alta. Pentru că trebuie regulamente, organizare, finanțare și așa mai departe. Decizia de a face echipa CSM-ului pe handbal a fost, repet, o decizie foarte grea de luat. Dar dacă, din informațiile pe care le aveam, nu făceam acest pas, riscam ca anul viitor să pierdem tot și să defasez în timpul câțiva ani o altă echipă, o altă. Cred că momentul a fost prietenic și am statuat la nivelul CSM-ului o echipă de handball care joacă în divizia A, care are toate perspectivele și are ca final de sezon accesul în Liga Națională, am toate șansele, atât ca echipă, ca finanțare, să realizăm acest obiectiv. Și lucrăm în acea direcție. Am analizat pe fotbal. Au venit variante de Liga 3, de Liga 5, de Liga 4, de Liga 2, combinații. Am spus foarte clar că nu merg decât pe o echipă care este a primăriei, este finanțată de primărie și nu accept nimic din stânga sau din dreapta. Vom accepta pe parcurs, vom gândi finanțări, vom gândi pornirea, trebuie să fie curată, să fie sub ordine, să fie obiective stabilite, să fie finanțare și lăsând deoparte discuțiile pro și contra. Că va fi bine, că e rău, rezultatele, etapa viitoare ne va spune. Cred că și în această direcție am făcut un lucru bun. Vom vedea rezultate. Pornesc cât de curând în comunicările oficiale. Suntem mâine seară, pornește fotbalul, peste o săptămână pornește handbalul. Avem toate șansele să realizăm. Și așa cum vă spuneam, am
în intenții ca imediat să pornesc atletismul. Să discut cu antrenorii de atletism din municipiul Vaslui, să văd talentele, să văd așa și să pornesc secția de atletism, pentru că Vasluiul are capacitatea 4, 5, 6 fete, băieți pe atletism să facă performanțe. Dar vreau să facă performanța copiii care vin la club și să poarte pe tricou CSM Vaslui. Am văzut tricouri, am văzut acțiunea unora care vor ca pe tricourile fetiților să fie CSM nu știu care, CSM nu știu care, CSM nu știu care, pentru că nu știu care club din țară, Liesu, Vegid, Liesu. Nu. Nu vreau să acest lucru, pentru că avem capacitatea, putem să le oferim și putem să facem acest lucru și îl vom face. Deci a fost o acțiune și o decizie destul de grea. Sigur că responsabilitatea este toată noastră. Așa, pentru că orice nerealizare îmi va fi. Dar mi-asum această chestiune. Mi-asum această chestiune și eu sunt convins cu seriozitate, cu finanțare corespunzătoare. Trebuie să obținem și obținem performanță. Vaslui este capabil financiar să facă acest lucru. În perspectiva care era și sper să se ducă până la capăt, clubul viitorul să vină autorităților locale, da? Bazele să revină, cum e normal. Cum este normal? Și am avut discuții la minister, am avut discuții cu doamna premier, personal, pe câteva probleme care mă interesează și care, sigur, sunt de interes. Și toate promisiunile au fost și cu domnul vicepremier Stănescu, au fost în asentimentul meu că trebuie să vină la local. Nu au ce căuta la nivel central, că nu mă bag eu, inclusiv clubul elevilor. Ieri a venit doamna directoare și mi-a spus că i-a transmis ministerul că vine cât de repede la local, că nu mă bag eu în activitatea lor profesională, n-am eu nicio treabă. Eu mă bag în ceea ce asigura, ca la școală, logistica necesară desfășurării activităților. Restul, profesional, rămâne pe minister, pe alte direcții, nu sunt eu cel care. Da, deci au fost câteva chestiuni de actualitate, dar în același timp v-am spus, noi mergem pe principiu că trece timpul foarte repede și trimestrul 4 bate la ușă, iarna nu-i ca vara, că trebuie să asigurăm și circulația pe drumurile publice în perioada de iarnă, că trebuie să asigurăm și căldură unde trebuie, că trebuie să asigurăm și lemne de foc și ceea ce e pe cei care au legislativ dreptul, că trebuie să corelăm și să pregătim, așa cum vă spuneam, bugetul 2019 că bate la ușă. După deschiderea școlilor de luni, următorul eveniment sau următoarea întrebare este și unii facem revelion. E gata, s-a terminat. Intrăm într-un malaxor al timpului și revelionul bate la ușă. N-avem timp să ne gândim mai mult. Sigur că referitor la deschiderea școlilor, am avut ieri o discuție după un parcurs prin școlile și grădinițele din oraș, o discuție cu domnii directori, director adjunct, cu domnii directori economici. M-au asigurat că totul este ok, dar nu m-au asigurat ei. În primul rând m-am asigurat eu prin ceea ce spuneam că am vizitat aproape jumătate din școli, eu jumătate colegii mei, și știu că luni dimineața se deschide clopoțelul corespunzător corect în fiecare școală din municipiul nostru, inclusiv în mare măsură și cu manuale. Când m-am întrebat, când intră copilul în clasă, aveți manualele? E normal, nu aveți la clasa a 6-a, a 7-a, dar dacă nu ai la clasa 1-a, nu ai la clasa 5-a care trece peste, nu ai, da, nu e. Ei, sunt toate aceste chestiuni sunt asigurate și, sigur, școala vasluiană este acoperită și cu normele de cadre didactice, deci am purtat discuții pe toate capitolele. Sigur, le-am urat un an bun și, sigur, cum e și pe zona noastră, pregătim rețeaua școlară pentru 2019 cu măsuri, propuneri de modificare, dacă apar, statistică pe elevi, corelare, circunscripții școlare și așa mai departe. Finanțarea rămâne corespunzătoare cu privire la bursele sociale, la utilități și așa mai departe. Sunt, deci, lucrări, acțiuni în pregătire și în derulare în municipiul nostru.
Eu mă opresc aici și o să vă dau așa posibilitatea de clarificări, de întrebări. Dau cuvântul domnul vice să completeze, după aia domnul secretar, domnul director economic, dacă sunt, după care stăm la discuții cu dumneavoastră și la întrebări și sigur vă dau răspunsurile necesare. Da. Salut, bună ziua, vă spun și eu. Dacă tot a făcut domnul primar referire la Direcția de Asistență Socială, am să vă fac o scurtă prezentare, un scurt raport de activitate a direcției de la începutul anului 2018. Am să încep cu protecția și promovarea drepturilor copilului, legea 272 din 2014. Au fost întocmite un număr de 35 de planuri de servicii pentru prevenirea separării copilului de familia sa, 21 de reevaluări, 5 achete sociale cu măsuri de instituire, ca măsură instituită măsura de plasament, 175 de anchete sociale și monitorizarea modului de creștere și îngrijire a copilor cu părinții plecați în străinătate. Am avut 19 familii care au fost sub atenta monitorizare a primăriei municipiului Vaslui. La protecția și promovarea persoanelor cu handicap, legea 448 din 2006, în perioada 1 ianuarie 31 august, au activat 165 de asistenți personali și s-au plătit indemnizații de însoțitori pentru 597 de persoane cu handicap. Au fost efectuate anchete sociale pentru un număr de 858 de persoane, iar numărul copiilor cu dizabilități au fost în număr de 403 monitorizați. Revenind la legea 416 din 2001, venitul minim garantat, la nivelul municipiului Vaslui avem un număr de 140 de dosare. Deci un număr de 140 de dosare, din care 257 persoane scutite de muncă sunt persoanele vârstnice, persoanele care au certificate medicale date de Comisia de Expertiză Medicală, minori școlarizați sau mame cu copii în întreținere sub 7 ani. S-a elaborat un program de lucrări efectuate pentru 70 de persoane, însumând un număr total de 11.583 de ore. Alocații pentru susținerea familiei. Am avut un număr de 241 de familii care au beneficiat. Un număr de 1.478 de familii au beneficiat de alocații de stat pentru copii. Având în vedere că se apropie și deschiderea anului școlar, creșele și-au început activitatea de pe data de 3 septembrie. Au fost pe toată perioada verii, luna august, mă refer că luna august este luna în care se efectuează igienizări, reparații, au fost făcute aceste lucrări. Avem în prezent un număr de 134 de copii în cele 3 creșe vasluiene pe care le avem. Și cum spunea și domnul primar, avem și proiecte viitoare, având în vedere numărul foarte mare de cereri pentru aceste creșe, s-a hotărât la nivelul conducerii primăriei și a colegilor noștri să depunem proiect și pentru o viitoare creșă, pentru a diminua numărul persoanelor care nu pot beneficia din numărul de servicii oferite de creșele vasluiene. Tot în cadrul serviciului de asistență comunitară destinată copilului avem centru de zi Bucuria, care are drept misiune prevenirea abandonului școlar. El este cu o capacitate de 15 copii, un număr de 6 copii din beneficiarii actuali pe care îi avem. Sunt elevii ai școlii gimnaziale Alexandru Ioan Cuza, iar ei vor fi implicați într-un proiect european care este în parteneriat cu Primăria Municipiului Vaslui, admisii, care are ca scop abandonul diminuat prin măsuri sustenabile în învățământ. Acești 6 copii vor fi înlocuiți în perioada imediat următoare cu ajutorul inspectoratului școlar și se va completa iar numărul de 15 copii. Pot să vă asigur că toți copiii care au trecut prin acest centru pentru noi au reprezentat un succes. Cabinetele medicale școlare pe perioada 2018-2019 erau în anul 2017
număr de 20, acum vom avea 21 de cabinete școlare medicale odată cu înființarea noului cabinet în incinta grădiniței numărul 14. Legat de serviciul de asistență socială acordate persoanelor sociodependente, am să fac o scurtă referire la cele două centre de zi pentru persoane de vârsta a treia, și anume Sfântul Nicolae și Buna Vestire, cel situat în gară și cel situat în zona confecției. La centru avem, dispunem de un număr de 36 de locuri la centru Sfântul Nicolae și un număr de 56 de locuri la centru de zi Buna Vestire. Au fost, ca scop, am avut creșterea interacțiunii și a incluziunii sociale între vârstnici, copii, prin proiectul Împreună bucuriile se adună și experiența cu voluntarii de la Biblioteca Județeană Vasluiană. La unitatea de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice sunt 31 de beneficiari și 17 îngrijitori la domiciliu. În ceea ce privește cantina de ajutor social, până în momentul de față avem 131 de familii care beneficiază, adică un număr de 240 de porții pe care le acordăm familiilor. De la Direcția de Asistență Socială am să trec la Biroul de Organizare Activități Culturale. Așa cum a spus și domnul primar, în fiecare an numărul activităților culturale de pe raza municipiului Vaslui crește. Orice activitate culturală care o desfășurăm și are un început în municipiul nostru devine o tradiție, lucru care și beneficiază de un număr din ce în ce mai mare de participanți, lucru care pentru noi este îmbucurător. Ca activități culturale aș aminti, ele fiind într-un număr așa de mare, ar dura foarte mult să le enumer pe toate, aș Ziua Culturii Naționale și omagierea poetului Mihai Eminescu, Unirea Principatelor Române, Ziua Femeii, Ziua Internațională a Muncii, Ziua Națională a Tineretului, Sărbătorile Pascale, Ziua Persoanelor Vârstnice, Ziua Națională a României și Sărbătorile de Iarnă. Dar pe lângă acestea am avut și concerte simfonice, atât a Filarmonicii de Stat Moldova, Corului Academic Gavril Musicescu din Iași, manifestări folclorice, atât ansambluri din județ cât și ansambluri internaționale au trecut pragul municipiului nostru. Aici aș mai aminti Centrul Cultural Alexandra Nechita, centru cultural care a fost făcut acum 3 ani, cred așa, a beneficiat de peste 50 de evenimente culturale, artistice și proiecte educaționale doar pe anul 2018. A fost pus la dispoziția unităților de învățământ, a ONG-urilor de profil și s-au făcut concursuri naționale și internaționale, cum ar fi concursul interjudețean Ritmul Preparativ, Festivalul Regional Micul Tănase, concursul interjudețean Clubul de Teatru, concursul național de pian Muzartu și multe alte evenimente. Aș face referire și la punctul de informare turistică, un obiectiv care de la an la an are o creștere a persoanelor care trec pragul acestui obiectiv. În prezent, deci începând cu 1 ianuarie până la data la care vorbim, avem un număr de 1057 de turiști și cetățeni care au solicitat informații și servicii legate de promovare turistică, 20 de grupuri organizate în care vorbesc de un număr de 502 persoane, persoane care provin din Spania, Italia, Macedonia, Franța, Marea Britanie, Canada, Australia, Israel, Peru chiar. Am avut, pentru a încerca să promovăm activitatea și activități în parteneriat cu instituțiile școlare vasluiene, 16 unități care au desfășurat activități educative în acest centru și 23 de instituții publice care au preluat materiale de promovare pe care le-au folosit în diferite activități pentru a promova turismul și obiectivele turistice din municipiul nostru și nu numai. Teatru de vară, obiectiv cultural care găzduiește activități culturale în sezonul cald și activități de anvergură,
A avut, s-a bucurat de prezența multor persoane care au participat la manifestările culturale, cum ar fi Festivalul Internațional de Gimnastică și Dans Internațional, de Gimnastică și Dans Prietenia, Festivalul Regional de Dans Speranța, evenimente cultural-artistice ale unităților de învățământ, Centenarul Filmului Românesc și multe alte evenimente, până și evenimentul Asociației Tinerilor Ortodoxi, care a fost sub patronatul Episcopiei Hușilor și a Episcopului Moldovei. Evenimentele viitoare sunt cele care le-a enumerat și domnul primar, Festivalul Umorului Constantin Tănase, care va începe pe 30 septembrie, se va încheia pe 7-a, pe data de 7-a, 2018, Ziua Națională a României, 1 decembrie 2018, un eveniment la care a precizat și domnul primar, pentru care am primit și finanțarea de 85.000 de lei. Cam atât pe parte de organizarea activităților culturale. Referitor la direcția Pieței, Târguri și Oboare, am să fac o scurtă prezentare. Am să încep cu piața centrală, unde avem un număr de 51 de producători, un număr de 71 de comercianți. Pe partea de lactate avem 7 producători, iar pe numărul de spații pentru activități de comerț sunt 29 de spații ocupate. În piața Traian avem la fel un număr de 67 de producători, 95 de comercianți, spații ocupate 100%, fiind un număr de 42. În ceea ce privește bazarul, procentul de ocupare este de 95%, de aceea obiectivul pe care îl avem la nivelul primăriei, adică realizarea unui nou bazar pentru condiții prielnice a desfășurării actelor de comerț, este strict necesar pentru noi. Sunt 250 de tarabe și 39 de spații comerciale ocupate, deci un procent de 95%. Sunt zeci de familii care își desfășoară activitatea în acel obiectiv. Iar în ceea ce privește activitatea sportivă, așa cum a spus și domnul primar, cum a precizat, este un obiectiv important pentru noi, un obiectiv asumat, un obiectiv cu care vrem să ne mândrim și suntem conștienți că alături de dumneavoastră o să luptăm pentru promovarea sportului în municipiul nostru și o să fim niște parteneri așa cum trebuie pentru a obține performanța pe care ne-o dorim în urma activității prestate de către CSM Vaslui. Au fost emise un număr de 482 de dispoziții ale primarului municipiului Vaslui și 134 de hotărâri până în luna iulie de către Consiliul Local. Au fost adoptate 134 de hotărâri. Toate acestea au avut în vedere și un număr de 64.514 documente înregistrate la Registratura Generală a Primăriei, fără direcțiile cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local. De asemenea, așa cum am spus, fiind avute în vedere dispozițiile legale în vigoare, care în ultima perioadă au suferit modificări, le vom avea în vedere pentru a le aplica așa cum se prevede, ca atare. Pentru orice alte întrebări, o stau la dispoziție pe domeniul respectiv, inclusiv asigurarea prezenței și reprezentarea în instanță în litigiile pe care instituția noastră le are pe rolul instanță. Mulțumesc! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Câteva scurte referiri la activitatea Direcției Economice din cadrul instituției primarului. Am să mă refer la partea de venituri a bugetului local, care reprezintă o condiție esențială pentru prognozarea cheltuielilor a se efectua în anul bugetar analizat. Iar aici aș puncta activitatea de impozite și taxe locale. Așa cum s-a prezentat, la 8 luni avem un grad de realizare de aproximativ 76%,
raportat la prevederea bugetară anuală. Dacă ne referim la o prognoză pe 8 luni, suntem la un procent de realizare de aproape 100% la impozite și taxe locale. Le mulțumim pe această cale contribuabililor vasluieni care au răspuns prezent și și-au achitat obligațiile către bugetul local. Sigur, la propunerea executivului, Consiliul Local a aprobat acele facilități diferitelor categorii de contribuabili și aici mă refer și la bonificația de 10% care s-a acordat pentru achitarea până la primul termen de plată, bonificație care este menținută și pentru anul bugetar, pentru anul fiscal 2019. Noi în luna aprilie acestui an am aprobat deja hotărârea privind impozitele și taxele locale care se vor aplica în anul 2019 conform prevederilor legale în vigoare, respectiv noul cod fiscal. Tot aici la partea de impozite și taxe locale avem înregistrați în evidențele fiscale aproximativ 50.000 de roluri persoane fizice și 2.850 de roluri persoane juridice. Acordăm o importanță deosebită consilierii contribuabililor noștri, atât pentru achitarea voluntară a impozitelor și taxelor locale, cât și pentru depunerea la timp și corecte a declarațiilor fiscale. Am procedat la mediatizarea termenelor de plată, atât în mass media, cât și prin informări pe care le derulăm prin colegii noștri, care își desfășoară activitatea la impozite și taxe locale. Am introdus acele metode moderne de plată a impozitelor și taxelor locale și ne referim atât aici la plata prin ghișeul.ro, atât plată cu autentificare, cât și plată fără autentificare, lucru care a dus la creșterea gradului de colectare a impozitelor și taxelor și la eficiența activității desfășurate de către colegii care se ocupă cu aceste activități. Sigur că în paralel, conform programelor derulate de către Ministerul de Finanțe prin ANAF, municipiul Vaslui s-a înrolat în acel sistem informatic integrat PatrimVen, prin care avem acces la diverse informații strict necesare de desfășurării activității. Scopul principal, așa cum spuneam, fiind acela de a eficientiza activitatea de colectare a veniturilor care să susțină cheltuielile prognozate a se desfășura în acest an. Conform legii bugetului de stat pe anul 2018, se asigură finanțare, se asigură acel buget minim de funcționare la nivelul sumei de 750 de lei per locuitor, luându-se în calcul la prognozarea acestui buget, impozitele și taxele locale, impozitul pe venit, cota de 43% care vine din impozitul colectat de la contribuabili care au domiciliul pe raza municipiului Vaslui și se completează cu sume defalcate din TVA până la asigurarea acestui buget minim de funcționare de 750 de lei per locuitor. Așa cum spuneam, în ultima perioadă, gradul de realizare la impozite și taxe locale s-a situat între 93% și 96%. Sperăm ca și în acest an să fim cu un grad bun de încasare la impozite și taxe locale. În ceea ce privește partea de cheltuieli a bugetului local, sigur că aici luăm în considerare venituri realizate în anul analizat, cât și excedentul anilor precedenți. Avem asigurate fondurile necesare pentru susținerea cheltuielilor de funcționare și pentru susținerea cheltuielilor de dezvoltare. În ceea ce privește cheltuielile de dezvoltare, avem proiecte de investiții cu caracter multianual, cu acele credite de angajament, care se derulează pe parcursul a 2-3 ani, dar obligația legală este de a asigura sursele bugetare pentru fiecare an până la implementarea acestor proiecte de investiții. Această direcție este o direcție foarte bună din cadrul municipiului nostru. Este o direcție care analizează și propune și modifică bugetul prin rectificările strict necesare desfășurării activității. Aproape periodic, când sunt aceste nevoi pe care de finanțare, atunci intervine urgent și face rectificări.
Într-o asemenea rectificare, pregătire, suntem în această lună, când așteptăm în primul rând rectificarea de la nivelul bugetului centralizat, să vedem sumele dacă vor veni sau nu vor veni spre municipiu, ca să le preluăm. În același timp vom face o analiză a tuturor capitolelor din buget, să vedem unde nu sunt cheltuieli, unde sunt solicitări în plus, astfel încât să echilibrăm, pentru că s-ar părea legislativ că este ultima rectificare din acest an, deci nu mai putem octombrie, noiembrie și decembrie să facem. Deci ca atare, în luna septembrie, în ultima decadă la ședință, va fi acest program amplu cu privire la analiza în ansamblu al bugetului și corecțiile corespunzătoare funcții de sursele care se vor aloca, de realizarea propria veniturilor și, sigur, de cheltuieli, astfel încât anul să fie echilibrat. O referire pe care n-am făcut-o și poate trebuia la proiecte în pregătire. Știți că am preluat patrimoniul unității militare. Suntem în discuție în cadrul serviciilor de specialitate, în analiza noastră, două aspecte cu privire la acest patrimoniu, care, sigur, e mult, dar totuși sunt 17 hectare de pământ care au intrat în patrimoniul unității administrativ-teritoriale. Acest patrimoniu și această suprafață are o destinație stabilită prin hotărârea de guvern, când ne-a fost transferat. Să știți că acea hotărâre de guvern n-a apărut întâmplător, că a vrut apărarea sau destinația o stabilită al Ministerului Apărării. Nu, propunerile au mers de la noi. Să facem o zonă strict necesară pentru noi și o facem. Numai că acum noi ne gândim și sigur vom face acest lucru în două etape. Prima etapă unde va trebui să analizăm bine și să luăm o decizie este la eliberarea terenului. Deci vrem să curățim terenul, da, în totalitate. Cele 17 hectare de teren sunt pline de vegetație, clădiri demolabile, tranșee, canale și acest lucru trebuie să-l facem cât de urgent. Pe rectificare, pe variante, pe analiză, pe discuții, ce bani alocăm, ce firme lucrează, cine lucrează, ce valorificăm de acolo, ca să eliberăm amplasamentul. E o nenorocire ce este acolo și nu putem menține deja, până acum aveam și noi o scăpare. Arătam cu degetul în curte altuia, de acum trebuie să arăt la mine sau la noi. Dumnezeu, haideți, dați-i drumul la treabă. Și o a doua etapă va fi o analiză pe Comisia de Urbanism cu specialiștii, o propunere de proiecte, o propunere supusă dezbaterii publice cu toate procedurile și cu tot ce, un plan de ansamblu întocmit, obiective, strategii care va fi supus analizei și va intra pe legislativ, iar hotărârea, sunt convins că va fi realizabilă, pusă în așa, pe o perioadă multianuală, de ani, că nu se poate de la un an la altul să valorifice cele 17 hectare din motivele bine știute. Primul rând, finanțarea. Pentru că e un obiectiv care a staționat și este un obiectiv care își începe să-și arată importanța. Să nu uităm că avem acel parteneriat cu spitalul și cu Consiliul Județean, spitalul numărul 2. Proiectul de spitalul numărul 2 și de zonă revine în actualitate, dar avem documentația, în luna septembrie va fi supus Consiliul Local de aprobare, tot ce facem acolo și îl punem pe tapet pentru finanțare, pentru spitalul sau zona spitalului 2 nu corespunde din niciun punct de vedere și așa am stabilit acum 2 ani de zile, da, parteneriat, că spitalul numărul 2, avem documentația, avem analiza cu proiectanță, o supunem comisiei, deci iată încă două chestiuni care, îmi cer scuze, trebuiau enumerate, dar au revenit. Unitatea militară este în curtea noastră, mergem și propunem
curățirea lui ei, tot să avem terenul, în paralel cu proiect dezbatere publică, ce obiective acolo. În principal, acolo vor fi obiective sociale, că așa îi spune, da? Când spun obiective sociale, mă gândesc la întreaga pleiadă de activități, de la cantină socială, centru pentru bătrâni. Sunt atâtea solicitări în oraș de centru de bătrâni, secții de paliație, oamenii străzii, creșă, tot ce înseamnă socială, zonă socială, corelat cu acel spațiu care îi va da amplitudine și, sigur, cu parcări de jur, cu zone de funcționare. Facem aceste idei, le punem, am discutat cu câțiva arhitecți și vom purce de la drum, așa cum v-am spus, este de acum în curtea noastră. Mulțumim, așteptăm întrebări, clarificări, dacă sunt pe temele pe care le-am expus. Nu s-a spus, domnul Vici n-a spus nimic de bâlci, că suntem în plin avânt al bâlciului, urmăresc cu intens activitățile de acolo, am fost și aseară, sunt fericit, m-am dat în omida zburătoare, am stat la beri și am băut un par de beri și am mâncat doi mici și le-am spus la cei care, cu care eram că și de acest an am înghițit fum, am mâncat doi mici și am băut beri, pentru că era o atmosferă, dar asta este atmosfera bâlciului. Ne-a cântat la acordeon și trubadurii, am mâncat popcorn de la doamna vasluianca noastră cu vata de zahăr și cu popcornul, am interacționat cu toți cei care au venit, inclusiv cu cei cu haine de blană, și am plecat mulțumit, liniștit, satisfăcut acasă că și-a atins scopul. În sfârșit, eu baltă într-o margine acolo și m-a lăsat cineva chiar cu mașina în baltă ca să demonstreze că da. Nu, este o activitate care se desfășoară, o activitate. Din păcate, n-am putut să fac expozou pe zona cealaltă, știți care au fost interdicțiile cu privire la și riscul era enorm. Și mai avem o acțiune și vă anunț că din nefericire 29 septembrie în Paiu nu se poate ține din aceleași considerente pentru că e prea riscant să Vasluiu până la ora când discutăm, am informația că nu este focar. Imaginați-vă după acțiunii care merg în bârs sau nu știu, să apară un focar, toți ochii și toată acuzația va fi pe zona respectivă că datorită și nu riscăm, lăsăm instituțiile statului care au responsabilități să monitorizeze, să ia măsuri pentru și să pierdem noi, dar să câștige cei care au eforturi și fac eforturi pentru creșterea animalelor și să fim noi față de aceste două evenimente. Sigur că bâlciul se desfășoară și azi și mâine și nu în ultimul rând Târgu Meșterilor Olari, care n-am fost evidențiat că în proporții de 90% acțiunea centrului județean, suntem și noi coparteneri și să dăm cezarul ce este a cezarului, să nu mă interferez, că nu de alta, dar să supără și nu-i frumos, nu-i elegant, nu-i, da? Noi doi suntem parteneri, dar sigur o să fiu acolo și o să iau două oale, că îmi lipsesc din... Am o rugăminte din suflet. Împreună am făcut acest lucru și la directorul de școli și la licee. Haideți să promovăm o leacă CSM-ul, haideți să fim alături de handbaliști. Seara au avut un meci de pregătire. Am să ies public și să spun, domnule, intrarea va fi liberă, nu-i părăsim acum în divizia A pe această echipă nouă, tânără. Ba din contra, să fim solidari cu ei. Și acești tineri fotbaliști care am fost înaintea meciului cu Tanacul la ei și mă uitam așa, spunându-le celor 17, întrebându-l cum îl cheamă și am dat mâna cu el și am spus, de acum ești salariat, ești coleg cu mine. Ești coleg cu mine, hai la treabă! Așadar, iată că viitorul sună bine pentru locuitorii municipiului Vaslui, care se vor bucura de o serie de investiții de marcă,
ce vor face din oraș unul de talie europeană.